Urmează știrile Anul TV, prezentată de Cristina Cioban. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor! La Buzău, tarabele sunt încărcate de trufandale abia culese. Ridic, salată, spanac și ceapă verde sunt pe alese, iar prețurile au rămas la fel ca anul trecut. În ciuda ofertei bogate, clienții se lasă așteptați, chiar dacă ei pot cumpăra din piață sănătate curată, pentru că bogăția de minerale și vitamine ajută organismul să lupte cu răceala și gripa. O privire în piața centrală din Buzău te duce cu gândul la primăvară, chiar dacă cel puțin calendaristic mai sunt câteva zile până la sfârșitul iernii. Gata, un florit ghiocei? Da. Cât e buchețelul? Și se vinde? Tarabele sunt încărcate de trufandale românești, abia culese din sere și solarii, ridichii roșii și aproape perfect rotunde, salate bogate, ceapă verde frumos strânsă în legături de câteva 4-5 fire și spanac proaspăt. Toate stau frumos așezate pe tarabele producătorilor. Momentan doar și salată. Și am mai avut varză de toamnă care am terminat. Cumpără lumea? Da, pentru că ne cunosc că suntem producători și știa. Și pe cât este oferta de bogată, pe atât este de atractivă și la preț. O legătură de ceapă verde sau ridic se vinde cu 1,5 lei, iar un kilogram de spanac costă 7-8 lei. Deși spun că prețurile sunt la fel ca anul trecut, producătorii se plâng că nu se înghesuie clienții. Se caută? De început. Așa. E destul de pe piață. Încet. Lucrurile încep să evolueze. Unde le produceți? Le producem la Gherese. Produsele solar de început. Primele roșii sunt așteptate să ajungă în piețe chiar spre finalul lunii viitoare. Datorită aportului mare de vitamine și minerale, mai ales consumate crude, vegetalele cresc imunitatea, fiind astfel un inamic redutabil în lupta de sezon cu răcelile, virozele și gripa. Scrapia, spaima crescătorilor de ovine. În maximum 3 ani, această maladie nu va mai reprezenta un pericol pentru efectivele ciobanilor din România. Asigurarea vine din partea directorului Agenției Naționale pentru Zootehnie și a fost dată în exclusivitate pentru AgroTV. Imediat vă prezentăm un interviu cu liderul agenției în care aflați detalii despre măsurile luate de autorități pentru combaterea scrapiei. Scrapia este un pericol pentru crescătorii de oi, dar prin măsurile pe care le-am impus deja, eu cred că în 2-3 ani putem reveni și poate să fie o chestiune salvată, adică să nu fie în pericol specia ovină din România. Cum se prezintă situația în momentul de față la nivel național privind această boală? Din eșantionul pe care noi am făcut genotipare undeva la 2500 de capete, undeva la 30% prezintă această genă. Practic, noi nu putem confirma... Din berbecii certificați. Din berbecii certificați. Noi nu putem confirma astăzi că boala și există, ci animalul este purtător de genă care este sensibil la provocarea acestei boli. Asta înseamnă că în funcție de ce categorie are de la 1 la 5, cele mai periculoase sunt cele care au categoria 3, 4 și 5. Și în mod normal, acestea sunt animale care trebuie eliminate din efectiv și aici sigur că interesul este a crescătorului de ovine, pentru că dacă el elimină de bună voie aceste animale și nu mai folosește, noi într-o perioadă, zic eu, estimez 3 ani, putem să declarăm țara ca și țară fără boală această screpia. Puteți să vindeți berbeci cu buletin de analiză în spate. Adică să nu mă trezesc că am muncit 50 de ani și sunt obligat pentru niște bani, un sprijin cuplat, care în loc să se dea pe producție, să se dea pe berbeci de reproducție, să mă duc să-mi cumpăr niște berbeci infectați sau bolnavi, să-i bag în ferma mea și să-mi îmbolnăvesc după 20 de ani de muncă pe care eu am știut ce selecție am făcut în ferma mea, să mă trezesc că mi-am băgat boală noi cu mâna cui. La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc un eveniment important în viața Federației Crescătorilor de Bovine din România. A fost ales președintele Federației și Consiliul Director. În cadrul adunării s-a mai hotărât și excluderea a 4 organizații din cadrul Federației din cauza neîndeplinirii criteriilor. De asemenea, a mai fost prezentat raportul de activitate al FCBR pentru anul 2019. Echipa AgroTV a fost prezentă la eveniment și vă prezintă o sinteză de la această adunare a zootehniștilor. Având în vedere multele proiecte care le avem începute, din discuțiile care am avut cu colegii din federație, toți au venit cu această recomandare că ar fi bine să mai rămân măcar până când le demarăm
chiar efectiv și să, pe urmă să vedem cum ne vom mai reorganiza. Sigur, este o mare onoare pentru mine să fie așa și înseamnă că chiar n-am pierdut vreme în mandatele astea de președinte la Federația Crescătorilor de Bovine, mai ales și în contextul actual în care văd că ne vine mintea la, mediul asociativ și din ce în ce reușim să creăm structuri mai puternice și mai reprezentative și care chiar, cum spunea și ministrul, trebuie să recunoaștem că dacă organizația care vine la discuții este o organizație puternică și are voce, poate să schimbe orice. Și până la urmă este rolul și menirea noastră, este să facem tot ce este posibil în folosul celor pe care îi reprezentăm vremea. Țin să-i mulțumesc domnului fost președinte și actual președinte Claudiu Frânc pentru tot ceea ce a făcut pentru fermierii din zootehnie, ceea ce face alături de noi în ProAgro de fiecare dată când ne cere ajutorul și când noi la rândul nostru îi cerem ajutorul, pentru că da, domnul Frânc este o persoană cu o expertiză înaltă și avem nevoie de astfel de oameni în mediul reprezentativ din România. În sală s-a anunțat un protocol de colaborare între LAPAR și ProAgro, un protocol care până la urmă va pune bazele viitorului agriculturii românești. Vreți să fiți aceeași voce, vreți să fiți auziți, iar doleanțele fermierilor să fie duse mai departe. Am plecat de la un fapt cunoscut. Fermierii, toți fie că fac parte dintr-o structură asociativă sau alta, fondul problemei este același. Sunt probleme specifice pentru cei din vegetal, sunt probleme specifice pentru cei din zootehnie și atunci nu trebuie să mai creăm o nouă structură, ci pur și simplu să ne înțelegem pe subiectele comune, să le susținem și discutând nu numai cu colegii din LAPAR, ci și cu toți ceilalți care activăm în mediul asociativ, am hotărât să facem lucrul acesta. La invitația noastră am avut discuții, consilii directoare și am hotărât că este foarte bine să facem lucrul acesta și s-a întâmplat săptămâna aceasta. Sperăm ca în zilele următoare să se întâmple și cu ceilalți colegi să vină să acheseze la acel pact, acel numitor comun până la urma urmei. O să vedem pe viitor dacă putem să fim toți la un loc, este foarte bine și foarte sănătos. Practic așa, asta trebuie să se întâmple. Agreem un subiect comun, îl susținem. Nu-l agreem, îl susținem separat. Așteptări mari de la acest protocol încheiat? Eu sper să ne însănătoșim foarte mult mediul asociativ, să reprezentăm cu adevărat problemele membrilor și să le găsim și rezolvare. Pentru că noi identificăm problemele, dar tot noi trebuie să venim și cu rezolvarea și să-i expunem decidentului public acest lucru și să obținem ceea ce ne dorim cu toții. Credeți că veți fi o voce puternică și la nivel european? Mi-aș dori să fim la nivel european o voce mai puternică decât la nivel național, pentru că deciziile acolo se iau, regulamentele și directivele europene acolo se discută și după aceea ajung în România și se implementează. De cele mai multe ori decizia se ia la nivel european. La adunarea Federației Crescătorilor de Bovine din România a fost prezent și directorul general API Adrian Pinta. Pe lângă problemele pe care crescătorii de ovine le-au prezentat, liderului acestei agenții, Adrian Pinta, a făcut câteva anunțuri de interes major pentru industria agricolă. Informațiile au fost date și reporterului nostru Marius Milea într-un interviu acordat în exclusivitate. O întâlnire destul de importantă cu fermierii din această zonă, crescători de bovine, foarte multe probleme ridicate. Într-adevăr, și eu am ascultat și reagul de probleme ale lor, mă bucur că nu au fost multe legate de APIA. Este un lucru bun că se fac și mai ales la acest nivel cu participarea domnului ministru Oros. Ce pot să spun, și ăsta a fost și mai mult motivul pentru care am venit, județul Mureș este unul dintre județele importante ale țării, ca și celelalte, dar din punct de vedere al agenției de plăți, pentru anul 2019, fiind un an în care tocmai mai facem plăți afrente anului 2019, un județ în care peste 74 de milioane de euro au intrat în acest județ. Cu această ocazie vreau să transmit și tuturor fermierilor că începând data de 2 martie vom începe noua campanie de primire a cererilor unice aferente anului 2020 și să se prezinte toți la data și ora programată, fermierii mici la cele 265 de centre locale, respectiv fermierii mari la centrele județene.
Fermierii pot solicita anul acesta plăți compensatorii pe hectar, al căror quantum ajunge la peste 600 de euro pe hectar pe an, potrivit Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Pentru aceste plăți, fermierii trebuie să încheie angajamente multianuale cu APIA pe o perioadă de 5 ani. Astfel, cei care practică agricultura ecologică pot încasa acești bani chiar de la agenție, indiferent că au livezi, vii sau culturi în câmp, pot obține sumele în acest an drept plată compensatorie. Sprijinul se acordă anual ca sumă fixă pe hectar, ca plată compensatorie pentru pierderile de venit. În acest quantum intră și costurile suplimentare suportate de beneficiarii care încheie angajamente voluntare pentru o perioadă de maximum 2 ani pentru culturile anuale și maximum 3 ani pentru culturile perene. Seceta, schimbările climatice, starea culturilor agricole, asocierea în cooperative și planul strategic național. Toate aceste subiecte de mare interes pentru agricultura internă vor fi abordate imediat după știri la Agricultura la Raport. Ovidiu Ghinea și invitații săi special vor veni cu explicații detaliate despre acești vectori de la care fermierii au mari așteptări. Ovidiu, te ascultăm! Domnul și domnilor, în această seară vă aștept la Agricultura la Raport împreună cu trei fermieri de aici din zona de sud a României. Vom discuta despre neonicotinoide, faptul că cei care cultivă floarea soarelui nu le pot folosi, creează multe, multe probleme fermierilor români. Veți auzi părerea unui om care face agricultură de mult timp, are o bogată experiență și vine cu multe argumente în acest sens. Discutăm și despre sistemul de irigații, despre ce implică să faci irigații în ziua de astăzi. O să vă rog să urmăriți cu atenție dezbaterea din studio, dar și materialele pe care le-am realizat la sfârșitul săptămânii în județul Constanța, iar concluziile le veți trage dumneavoastră singuri. Dacă în alte zone din țară pesta porcină africană reprezintă o urgență, în județul Iași situația este chiar optimistă, după cum informează corespondenta noastră Raluca Daria Diaconiuc, citând surse din administrația locală. Practic, virusul PPA este ținut sub control atât în gospodăriile oamenilor, cât și în fermele de suine. În județul Iași, toate focarele de pestă porcină au început să fie închise, declară șefii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Ei mai spun că primele focare închise au fost cele din comunele Probota și Butea. La nivelul județului mai erau 6 focare la gospodăriile populației în mai multe localități, dar mai erau și la porcii mistreți în domeniul silvic. Cei de la DSVSA Iași menționează că au început să închidă focarele prin recoltare de sânge în zone de 3 km și supraveghere clinică în zone de 10 km. Din fericire, nu au mai apărut noi focare și atunci cele existente sunt rând pe rând în ordinea în care au apărut închise. Populația este atenționată să anunțe orice suspiciune de pestă porcină pentru a se lua toate măsurile, ca și în cazul anterioare. Politica agricolă comună nu trebuie să plătească prețul pentru Brexit și consecințele sale asupra bugetului Uniunii Europene, a declarat președintele francez Emmanuel Macron la finalul summitului extraordinar de la Bruxelles, încheiat cu un eșec. Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis, prezent și el la negocieri, a declarat că atât șeful Consiliului European, cât și cel al Comisiei Europene au fost deschiși propunerilor Bucureștiului cu privire la bugetul multianual al Uniunii Europene. Înainte de începerea summitului, președintele francez Emmanuel Macron a spus că este gata să se bată pentru politica agricolă comună, care în propunerea inițială a șefului Consiliului European ar fi fost afectate de tăieri, cu 14% mai puțină finanțare decât în anii trecuți. Macron a mai spus după summit că a lucrat strâns cu Angela Merkel pentru a încerca să aducă la un numitor comun statele cu agende divergente. Potrivit Reuters, propunerea revizuită cu care președintele Consiliului European a venit înainte de reluarea oficială a summitului în formatul de masă rotundă prevedea ceva mai multe fonduri pentru PAC, dar menținea rabaturile pentru statele net contributoare. Întors la București și președintele Klaus Iohannis a ținut să facă câteva precizări. El a declarat că atât șeful Consiliului
Consiliului European, cât și cel al Comisiei Europene, a fost deschiși propunerilor României cu privire la bugetul multianual al Uniunii Europene. Acesta a arătat însă că nici după discuțiile în formate bilaterale între reprezentanții statelor cu conducerea Consiliului European și a Comisiei Europene, pozițiile nu s-au apropiat. Iohannis a precizat că nu se pot face multe modificări pe actuala propunere de buget a UE, făcută de președintele Consiliului European, și în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere, trebuie elaborată alta. În opinia sa, este nevoie de cel puțin încă un summit pentru a se ajunge la o înțelegere. Agricultura ecologică va beneficia de un important ajutor în anii care vin. Comisia Europeană a lansat un plan îndrăzneț care va fi discutat în plenul Parlamentului European și care conține mai multe puncte cheie. Scopul principal al acestui proiect gigant este de a îmbunătăți viața locuitorilor bătrânului continent. Mai pe larg, se dorește reconstruirea climatului devastat în ultimii ani de poluare, protejarea oamenilor, animalelor și a plantelor și ajutarea companiilor pentru dezvoltarea de produse și tehnologii verzi. Marile firme de produse de protecție a plantelor au început deja alocarea de sume importante pentru dezvoltarea de produse ecologice. Pe piața din România se comercializează deja astfel de substanțe. Gest incredibil din partea unor fermieri. Sute de agricultori au rămas tăcuți în timpul unei licitații publice pentru ca un tânăr fermier să poată recupera ferma familiei sale. Totul s-a petrecut în Statele Unite ale Americii, în statul Nebraska, scrie presa de peste ocean. Cei 200 de fermieri l-au lăsat pe tânăr să liciteze singur și nu au venit cu contraoferte. Este un exemplu al adevăratei puteri de bunătate și unitate din partea oamenilor care au pus mai presus interesul unui străin față de cel propriu. Casa părintească va avea întotdeauna un loc special în inimile noastre, iar atunci când pierzi acest loc, pierzi o bucată din tine. În trecut, era ceva obișnuit să moștenim proprietăți și chiar era o tradiție din generația trecută a familiei. Dacă tatăl era fermier, atunci restul generațiilor viitoare urmau, în general, același traseu. Regula este valabilă și în România, și în America, și oriunde în lume. Să traversăm acum oceanul. David, un tânăr fermier din statul Nebraska, Statele Unite, ar fi urmat în mod natural aceeași cale. Cu toate acestea, unul dintre moștenitori nu a luat în considerare interesele familiei și a insistat să vândă terenul moștenit. Au fost vândute 80 de hectare de pământ, motiv pentru care familia lui David nu mai deținea în totalitate pământul pe care l-a moștenit din strămoși. Într-o zi, terenul a apărut la o licitație de vânzare. David și tatăl său au hotărât să facă tot posibilul pentru a recupera pământul, doar că, financiar, nu își permiteau să se bată în licitație cu mari fermieri. Toți cei 200 de potențiali cumpărători prezenți la licitație, intenționat, nu au făcut nicio ofertă. În acest fel, tânărul fermier a reușit să-și recapete terenurile la prețul de pornire. Presa de peste ocean a acordat spații ample acestei întâmplări, caracterizată ca fiind un exemplu de bunătate și de conștiință curată. Teoria evoluției sau teoria lui Darwin, toată lumea a aflat despre ea în școală. Practic, ni s-a explicat felul în care a apărut și mai ales cum a evoluat omul pe Terra. În mediul virtual găsim o mulțime de filme devenite virale. Imagini cu gorile, cimpanzei sau alți reprezentanți ai primatelor. Imagini care nu fac altceva decât să confirme asemănările dintre maimuțe și oameni. Colegii de la AgroTV Moldova vă propun un material pe un ton glumeț, dar atenție! Concluziile sunt cât se poate de serioase. De exemplu, o situație când odrasla cerșește atenție din partea părintelui. Sau când masculul încearcă să explice încă o dată care este rolul femeii pe această lume. Unii mai meșteresc cu ferestreul prin gospodărie, alții sunt pasionați și de magie. Dacă îi privim atent, s-ar părea că în timpul liber mai și meditează asupra scurgerii ireversibile a timpului.
Și dacă este acesta un adevăr științific, totuși un dialog fără dresaj și demonstrații de superioritate între specii devine emblematic în confirmarea lui. Am putea doar bănui că se discută subiecte variate, despre vectorul de orientare a țării, despre stagnarea economiei, cât mai costă leul. Dar, după oftatul episodic al omuleanului, ai impresia că vorbesc și despre felul cum au devenit femeile materialiste. Hei, mai glumim și noi, însă dacă ar putea vorbi acum primatele, cred că multe ne-ar mai spune. Pătrunjelul este o plantă erbacee medicinală, aliment și condiment cultivat în majoritatea zonelor de relief din țara noastră. Deseori, pătrunjelul este subapreciat, deși are importante calități nutritive și medicinale. Majoritatea oamenilor nu cunosc beneficiile sale și îl folosesc doar pentru a da gust mâncărurilor. Urmăriți Minutul de Sănătate pentru a afla care sunt aplicațiile pătrunjelului în farmacia verde. Pătrunjelul, Petroselinum. Toată lumea cunoaște pătrunjelul, toată lumea știe că are foarte multă vitamina C, dar nu știu dacă știe toată lumea că are vitamina C mai multă decât citricile. În plus, are vitaminele din complexul B, B1, B3, B5, B9, are vitamina K, vitamina E. În această perioadă de iarnă, dacă consumăm acest pătrunjel, vom avea cele trei vitamine care se ajută una pe alta, vitamina A, vitamina C și vitamina E. Acestea lucrează în felul următor. Vitamina E combate radicalii liberi din membrana celulei, vitaminele C și B combate radicalii liberi din interiorul celulei. Deci este foarte bună pentru combaterea răcelilor, combaterea ciupercilor, combaterea bacteriilor. Se poate folosi și de doamne, și anume, din o mână de pătrunjel, punem două lingurițe de iaurt, le zobim la blender și punem această soluție pe la ochi. După 20 de minute îndepărtăm această soluție. Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile AgroTV. În continuare, vă invităm să urmăriți AgroMeteo. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. La revedere! La noapte, vremea se va ameliora treptat sub aspectul vântului, dar în primere ore ale intervalului vor mai fi intensificări în Moldova și în sud-estul Transilvaniei, cu viteze în general de 55-70 de km pe oră, iar în zona Carpaților meridional și de curbură vor mai fi rafale de peste 80-100 de km pe oră. Cerul va fi variabil cu unele înorări în extremitatea nordică a țării, unde izolat vor fi precipitații slabe sub formă de ninsoare în Carpații orientali. Temperaturile minime se vor încadra între minus 5-3 grade, mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei. Mâine vremea va fi deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii februarie, cu maxime cuprinse între 7 și 18 grade. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, mai ales pe creste, dar local și temporar și în regiunile nord-vestice și estice.